Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți să vă ridicați, vreau să recitesc versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Amin. Vă rugăm să reocupați locul. Vin de la o căsătorie din județul Sălaj, sunt drum spre casă, cu o fată de-a mea, mireasă, a fost prietenă cu ea pe la Cluj, eu n-am fost prea mult, eu am fost numai șoferul astăzi. Și trecând pe aici, eu am un obicei, dacă e bun sau nu, spuneți în dumneavoastră, când e timp de adunare, eu în orice adunare găsesc, e ora, intru acolo, că am o pricină de laudă și nu vreau să o pierd. Am mulți ani de zile, cel puțin 10 sigur, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Marți, joi, duminică dimineața, duminică seara. Niciodată, m-au zis bine, da? Și dacă azi nu sunt la Bosanci, că acolo e tare frumos la noi, și ca să nu pierd timpul de adunare, am intrat într-o adunare. Poate nu ne mântuiește asta, dar așa am fost crescut. Și vouă vă place să veniți la adunare, nu? Mă așteptam și am venit aici că... Pe aici am fost pe la Uriu, pe la Reteac, tot unde m-a prins vremea, tot am intrat. Aici n-am fost niciodată. Dincolo, acolo undeva între blocuri am găsit, am mai fost la fratele Hiticaș, aici n-am fost niciodată și nu spun că m-a trimis Duhul Sfânt la voi, că aș fi pretențios. Și din curiozitate am zis, băi, ce adunare e acolo? Spun drept, mă așteptam să fiți mai mulți. Mă așteptam. Dar de ce sunteți așa? Nu știu. Domnul să... ne dea pocăință la toți. Acum, seara asta, s-a dat un text, mie îmi vine foarte greu să predic, trebuie să predic de aici. Și trebuie să vorbesc de sănătate și de boală. Dar eu n-am cunoștință de medicină deloc, cu ce am învățat la biologie, pentru a 7-a, 8-a, atâta. Și textul a fost aici, învățătură sănătoasă. Dar o fi și învățătură bolnavă? Cu oamenii știu că ori sănătoși, ori bolnavi. Bine, grade diferite de boală. Bă, ăsta e ori sănătos, ori bolnav. Învățătura ori sănătoasă, ori bolnavă. Dar învățătura asta ce e? Verbalizarea gândurilor. Tit 2:1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Deci învățătura sănătoasă e ceea ce vorbesc eu. Dar eu ce vorbesc? Spune Matei, din prisosul inimii vorbește gura. Că în Psalmul 17, versetul 3 spune, dacă vei cerceta, n-ai să găsești nimic, că ceea ce mi iese pe gură, aceea și gândesc. Înseamnă că eu, ca să am o învățătură sănătoasă, trebuie să am minte sănătoasă. Trebuie să am gânduri sănătoase. Nu poate un om cu minte bolnavă să dea învățături sănătoase. Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3, spunea, prea iubiților, aceasta e a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă cauze să vă trezesc mintea sănătoasă prin știință. Să vă fac să vă aduceți aminte, nu mai cităm mai departe. Eu mi-am pus problema, măi, cunoștință de medicină nu prea am. Dar interesat eram, oare mintea mea e sănătoasă sau nu e sănătoasă? Mă gândeam eu așa. Că e câte o expresie, câte unul spune, ăsta nu-i sănătos la capă. Uite la asta, ăsta nu-i normal, nu-i sănătos la cap. Eu m-am gândit, oare eu sănătos la cap? Voi ce spuneți? Na, hai să vedem. Și eu atunci am vrut să mă testez pe mine, eu n-am treabă cu voi, că nu vă cunosc, numai pe Dumnezeu nu îl cunosc, că ne-am mai întâlnit, plac de o ședință de asta, de a noastră. Poate fi minte sănătoasă și bolnavă. Sau poate fi minte sănătoasă, dar adormită. Și Petru spune, eu vreau să vă trezesc mintea sănătoasă. Sunt oameni cu cuget curat, cu minte sănătoasă, dar au așa o letargie, o lehamită întrânsă de adunare. Așa cum au unii frați din voi în seara asta când nu au mai vrut să vie. Bănuiesc eu, nu am de la Domnul. Mă gândesc eu numai așa. Și atunci eu m-am gândit, măi, dar mintea asta, cum se poate strica? Cum se poate? Că vine 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, dar mă tem
că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care sunt în Hristos. Adică gândurile se pot strica. Eva cu șarpele a venit cu șiretric, cu o amăgire. Eu am observat că cel mai ușor îți de amăgit copiii. Copiii. Și Pavel spune în 1 Corinteni 14:20, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți copii, dar la minte, oameni mari. Eu cred că starea asta de imaturitate spirituală duce la ușor caz în amăgirile diavolului. Când Efeseni 4:14 spune, până ajunge la statura de om, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Eu aș vrea ca Domnul să ne facă maturi spiritual. Amin. Și asta, cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? În primul rând, prin cercetarea Scripturii. Ioan 5:39, cerceta Scripturile, că ele mărturisesc despre mine, nu? Este o cunoaștere prin Duhul, din Marcu 2:8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Este o cunoaștere prin experiență. La care etapă de cunoaștere suntem noi? Frații mei, eu nu predic de citirea Scripturii, dar sănătatea minții și puterea unei predici stă în Scriptură. De aceea spunea Pavel în 1 Corinteni 4:6, că eu am vorbit despre mine și Apolo în icoană de vorbire, pentru ca prin noi să înțelegeți, să nu treceți peste ce este scris. Domnul să ne dea minte, frate, minte sănătoase. Eu nu pot să spun ce nu spune Scriptura. Eu nu pot ca Scriptura să spună că asta e albă și eu să spun că e neagră sau viceversa. Că aici cuvânt e puterea lui Dumnezeu. Rema sau Logos, cuvântul vorbit sau scris. Psalmul 33:6, cerurile au fost făcute prin cuvânt. Versetul 9 spune, El poruncește și ce poruncește ia ființă. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Fraților, hai să punem mâna pe Scriptură. Și dacă vom cerceta Scriptura, vom avea minte sănătoasă și apoi va fi o învățătură sănătoasă. Că Evanghelia asta nu trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zbura pe mijlocul cerului cu o Evanghelie care e veșnică. Aveți acasă Scripturi? Îmi permit o întrebare așa, dar nu ridicați mâna nici. Când ați citit? Sau cât ați citit? Ieri. Azi e duminică, ieri în Scripturi. Asta spunea cineva, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Eu când eram cavaler, nu erau, eu prima dată la telefon am vorbit la 15 ani. Când nu erau telefoane, era cu central, am făcut comandă de la Brașov să vorbesc acasă. Funcționau scrisorile. Care mai știe scrisorile? Eram meșter la scris, scriam foarte frumos eu. Și eu aveam pe cineva care îmi scria un plic roz, o inimioară, cu o săgeată trecută prin ea. De la Brașov, 3 zile făcea până la Suceava, 3 zile făcea înapoi, în fiecare săptămână primeam plicul. Când primeam plicul acela, cum îl primeam, pac, deschideam, știu că odată citeam și râdeam și am dat capul de perete. Când nu mă uitam, dar nu m-am supărat, că scria frumos acolo. Mai oameni buni, niciodată nu mi-o dat prin minte când primesc joi scrisoarea, să o pun în dulap, în valiză și spun, duminică poate am să o citesc dacă am timp. Dacă asta de aici, asta e scrisoarea de dragoste, cât de des o citiți? Păi învățătura sănătoasă e dintr-o minte sănătoasă și mintea sănătoasă e din cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ne hotărâm că citim mai mult în Scriptură? Aleluia. Dumnezeu să ne ajute. Cum se mai poate oare strica mintea? Scrie în 2 Petru capitolul 1, versetul 3 și 4, Dumnezeiasca lui puternic a dăruit tot ce privește viața și evlavie prin puterea și slava celui chemat, prin care în el am primit tot felul de binecuvântări duhovnicești. Să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum sunt pofte culinare, au ispitit pe Dumnezeu cerând mâncare după pofta lor. Sunt pofte vizuale, da? Scrie Iov 31, făcusem un legământ cu ochii să nu mi se oprească
Știți dumneavoastră că sunt pofte vizuale. Ezechiel 20:7. Luați dinaintea ochilor idolii care vă atrag privirile. Psalm 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Matei 5:27-28. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun 28. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, o și prea curvit cu ea în inima lui. Și vine Apocalipsa 3:18. Vă sfătuiesc să luați ale fi ca să vă ungeți ochii. Să ne ungă Domnul ochii. Să păstrăm ochii curați. Că asta vine prin pofte, prin pofte. Iacob 1:13 spune, nimeni să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, El nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însă și momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit, suntem oameni mari. Copilul se zămislește în burtă la mamă sa, nu se naște. După 9 luni se naște. Tot așa e și cu pofta care zămislește păcatul. Pofta o zămisli păcatul. Dacă n-am înțelepciunea și puterea de la Domnul ca să îndepărtez zămislirea asta păcătoasă, pofta asta crește în mine. Eu am ajuns la concluzia că niciun om cu cugetul curat, sfânt, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu poate să cadă într-un păcat grosolan deodată. El numai decât cu păcatul acela el e învățat în mintea lui. El a meditat închipuirile lui, poftele lui, l-a purtat într-acolo, el s-a învățat cu păcatul. În momentul când îi se oferă prilejul să îl înfăptuiască, el îl face că el e învățat cu păcatul. O zămislit pofta păcatul și pofta odată săvârșit aduce moartea. Eu mă rog Domnului să ne păzească de orice poftă. Cum se strică gândurile? În Romani 1:22, s-au fălit singuri că sunt înțelepți și au eu nu vorbesc de boala biologică a minții, ci duhovnicească, duhovnicească. Pentru că s-au fălit. Boala asta, o minte bolnavă, e minte rătăcită, minte întunecată, înnebunire, sunt mai multe expresii care sugerează același lucru, minte bolnavă. S-au fălit singuri că sunt înțelepți și au înnebunit. Ezechiel 28:3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu-i ascunsă de tine. Iar major spune că ți-ai dat ifose. Ce înseamnă ifose? Aerile de care vorbea băiatul ăsta. Ca și cum ai fi Dumnezeu, da? De aceea te voi arunca. Mândria strică mintea sănătoasă. Și mai am o concluzie după 60 ceva de ani de pocăință. Niciun om n-ajunge, niciun... Am întâlnit slujitori, proroci, păstori care au căzut, stele căzătoare. Nu i-a îngăduit Dumnezeu să cadă până nu a fost mândri. Că în momentul când ești mândru, Dumnezeu îți stă împotrivă. 1 Petru 5:5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre fiți. Păi eu dacă sunt mândru, ies să predic aici. De unde să am har? Că Domnul nu-i împotrivă. Și iese câte o cântăreață și câte un cântăreț, cu o voce vocaliză, conservator, nu mai poate de mândrie, n-are niciun har, ca nu ca de perete, la vorbă. Deci n-ai har că ești mândru, că Dumnezeu stă împotriva celui mândru. Mintea se strică prin mândrie, prin imaturitate, ușor de păcălit, prin pofte, prin pofte în care stăruim în poftele astea și prin mândrie. Să ne păzească Domnul de toate. Eu revin la testul care am vrut să mi-l fac eu. Oare eu sănătos la cap? Eu am minte sănătoasă? Și atunci m-am verificat. Uitați cum am făcut eu. Am încercat să definez câteva domenii și să văd cum mă relaționez eu în domeniile astea. Și primul domeniu normal, dumnezeirea, Dumnezeu. Eu și Dumnezeu. Frații mei, sunt oameni care nu-L acceptă pe Dumnezeu. S-a spus aici mult, tare frumos. Că în Psalmul cât 14:53, nebunul zice în inima lui, nu-i Dumnezeu. Roman 1:21, n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Dumnezeu i-a lăsat. Proverbile 3:6, recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale.
Noi, ca și oameni pocăiți, ar trebui să știm că depindem de Dumnezeu. Că Dumnezeu e suveranul. Iacov spunea, măi, ascultați voi, care spuneți, mă voi duce la anul cu tare cetate, voi face negustorii, voi câștiga, voi ar trebui să spuneți, dacă va voi Domnul. O cam părăsit expresia asta în limbajul nostru. Înainte, frate, măi, cu ajutorul Domnului, dacă Domnul mă ajută, era Domnul tot. Acum suntem noi, cum umaniști, le-ai spus acum, umaniști, așa, ăștia noi. Mă duc, vin, mă... Nu. Dacă va voi Domnul, adică eu recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele. Și nu numai că recunosc pe Dumnezeu, dar ca să am o minte înțeleaptă, spune în Fapte 9:31, biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Dar la ce-i bună frica de Domnul? În Psalmul 111, versetul 10, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Deci îl recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre și trăim în frica Domnului. Avem respect de legile Lui, de poruncile Lui, de învățăturile Lui, de cuvântul Lui. Dumnezeu să ne ajute. Mai am un domeniu, că acolo în Petru, apostolul vorbește de revenirea Domnului. Vorbește de Domnul, dar mai vorbește de un domeniu sensibil, greu îl înțelege. Cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și becleanul, cu tot ce este pe el, va arde. Pământul, dar becleanul e pământul, nu? Deci becleanul într-o zi va arde. Știți lucrul ăsta? Da? Și-l credeți? Vă întreb, cum vă spunea fratele, cum Timotei spune, cine crede că e vremea sfârșitului? Eu nu vă pun să ridicați mâna, dar eu spun că trăim vremurile din urmă. Și dacă acum eu am o problemă, o problemă de investiție, cred că mă filmați, nu? Băi, dacă aud de nevasta, eram probleme. Eu am o casă făcută în curte cu taică meu. Casă bătrânească făcută de 70 de ani. Din pământ, cu temelii de piatră, făcută e frumoasă. Acolo am trăit toți, într-o cameră, un pat, așa, unul, așa, pe sobă. Mama a murit de vreo 20 ceva de ani. Tata a murit de vreo 11 ani. Cât o trăi mama, casa era bijuterie. Când mai crapa pereți, ea ungea, văruia, era frumos, ce să mai spun. După ce a murit mama, tata nu mai ungea toate crăpăturile. Veneam noi, copiii, nurori, ginii, tata curățenie generală, el mai scotea așa din calea noastră ce mai apucau, că ăștia aruncau tare mult. Așa, tot bine arăta. De 11 ani n-am mai făcut nimic la casă. Și într-o zi mai nevastă îmi spune, măi omule, trece așa pe drum la deal, la vale, că eu sunt din sat cu oamenii, uite-te cum arată casa noastră. Îi crapată, îi coșcovită, tabla e ruginită, parcă e ce mai rea casă din sat. Du-te și fă ceva la tânsă, renovează. Eu m-am dus cu un sac în spate să o rup podeaua cu mine, că e scoaptă. Nu podeaua era divină, cred că sacul și cu mine eram vinovați. Și acum tot stau și mă gândesc, măi, casa asta am hotărât noi că o dărâmăm și o dăm la un copil loc să facă, că locul e bun. Bani de renovat nu prea am, dar la presiunea tot îmi spune așa, am spus, bine băi nevastă, uite într-o zi, mă duc să grăvesc casa, îi schimb dușul mele, îi pun tablă linda și după aceea o dărâm. Sănătos la cap? Nu chiar, e? Păi băi, băi omule, dacă știi că o dărâm, de ce mai investești atâta întrânsa? Dar ăștia lanți din Beclean, tot patronii și afaceriști, care investesc mult în niște lucruri care mâine poi mâine ard, au minte sănătoasă? Pe de altă parte, când ne trebuie un echilibru, avem copii în școală, trebuie să mâncăm, unde-i linia de mijloc, unde-i mintea sănătoasă? Cât investim? Cum investim? Cât stăm, cât lucrăm? Ei, aici ne trebuie minte sănătoasă. Să ne dea Domnul. Că trăim vrem de acelea tulbu, cum spunea frățiorul, că e război în Ucraina, nu știu pandemia când se duce, când vine, când o aduc ăștia, nu știu mâinii, poi mâinii ce o fi.
preconizează o criză alimentară, toate se scumpesc, întâlnim un fel de duhuri cu care luptăm acum ca niciodată. Descurajare, depresie, gânduri de sinucidere, o lehamete de viață, aproape în fiecare săptămânal poate suntem chemați să luptăm cu duhuri de frică. Frate, recent am fost la o soră cu 6 copii, mă tem să ies din casă, mă tem. M-am luat copiii să plecăm la mall și noi într-o duminică, la jumătate drum, i-am spus copiii, hai înapoi, ce știi ce se poate întâmpla? Și spun copiii, mama, nu se întâmplă nimic. Eu spun, fraților, veniți și rugați-mă că am un chin. Și multe, multe astfel. Trăim vremuri din urmă și la vremurile de astea din urmă ne trebuie minte sănătoasă ca să rezistăm. Dumnezeu să ne dea mintea asta. Apoi, în privința lucrurilor materiale, noi am investit și sentimental. În casa aceea am crescut toți copiii. Ce frumos era! Eu când m-am născut, nu era curent electric în sat. Făceam temele cu lampa și treaba afară cu felinarul. Nu mai spun, nici un metru de asfalt nu era. Când au adus curentul în sat și aprindeam bec, ce săream în sus, trebuie că avem bec. Dar aici era un pat, aici era alt pat, pe cuptor dormeam alții. Iarna când făta oile, ca să nu îngheță mielul, aduceam mielul în casă. Și noi pe supas, câți mei, câți copii, pe după, așa de frumos, cum să stric casa aceea? Cum să o stric? Acum vin băieții din urmă, eu am văzut cum se demolează. La un vecin, am unit cu o volă mare, două rabii, domnule, nu au ales nimic. Eu dacă mă duc acolo mai am zestre rămase, toate lucrurile care mi-au trebuit mie, du-l la moșul. Și acolo un fel de magazie. Doar dacă vin băieții cu raba, ei nu iau nică de acolo. Dar eu am investit în ea. Și de multe ori noi în lucrurile astea investim foarte mult. Și timp investim. Auzi, nu vii joi seara la adunare că ai avut treabă. Păi cât înțelepciune îmi trebuie duhovnicească ca să lipsesc de la adunare în detrimentul lucrurilor pământești. Voi la predica mea, n-am predicat niciodată, nu mă știți, nu dacă mai vin odată, vă hotărâți ca să veniți mai des la adunare? Cerem de la Domnul minte înțeleaptă? O minte sănătoasă ca să avem și o învățătură și gânduri sănătoase și o vorbire sănătoasă. Dumnezeu să ne ajute! Încă eu am văzut frați, la voi nu m-am uitat. Dom'le, predică câte unul, ca boară foc din cer, ca Ilie, adunarea se roagă. El îl vezi prin balcon, niște băieți, tunează telefonul. Alți patroni, zic, dom'le, am un mesaj, am primit, trebuie să-i răspund ceva la firmă. Ce înțelege așa din predica mea? Oare ce înțelege el? Că eu predic aici, mă spune, Doamne, dă-mi cuvânt, merg la Beclean, Duhule Sfânt. Și alții dau răspoiesc prin Scriptură. Ce pricepe? El investește și din timp și din rațiune, tot în lucrurile pământești. În domeniul ăsta, rog pe Domnul să-i dea o minte sănătoasă. Că având o minte sănătoasă, vom avea o vorbire sănătoasă, o învățătură sănătoasă. Doamne, ajută-ne! Și eu am vrut să mă văd cum mă sincronizez în timp. Eu nu sunt profesor, că n-am făcut institut, îmi pare rău, acum l-aș apuca, dar spre bătrân mai fac, cine poate să-l facă, încurajez, dar nu prea știu să vorbesc din punct de vedere escatologic, de venirea Domnului. Eu nu prea m-am băgat în apocalipsa, că nu pricep tare multe. Vorba unui frate, bă, n-a zis Domnul lăsat-o mai la urmă ce e, știi? Noi prima o luăm pe ce e. Că există unii care, spune Pietru așa, de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânare, blave, dar să-i frați bine de oameni și de mai departe. Sunt unii care cu credința nu unesc fapta. Ei vor să unească direct cunoștința. Măi, ai înțeles că trebuie să iei botez în apă? Da. Eu mă duc în diaspora, vine un tânăr la mine, frate Ramos, care-i părea mă tare, m-a lingușit el bine, așa, cunosc Scriptura, cu răpirea bisericii, îi înainte de necaz sau îi după necaz? Eu mă uit, mă, câți ani ai? 24. Și ești botezat în apă? N-am apucat să eu boteză. Dar ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu. Și ce te interesează prin răpirea? Asta nu-i pentru tine, măi băieți, ci te interesează de altul când ați fi răpit. Știe Dumnezeu, tu iei botez în apă, stăruiești, te umpli cu Duhul Sfânt, du o viață frumoasă, după ce le faci asta, vii la mine să spun eu când e răpirea. Deci, noi nu unim cu credința fapta. Băi, am crezut ce am făcut. Noi unim cu credința cunoștința.
De-aia spun că nu stari în escatologie. Totuși, în neamul lui Israel era o sămânță a lui Isahar, parcă, care înțelegea vremea în care trăiește și ce trebuie să facă Israelul. Și asta Duhul Sfânt ne aduce la cunoștință. Și eu să scriu la ce a spus frățiorul ăsta. Frații mei, trăim vremurile din urmă. Numai Duhul Sfânt ne anunță din cetate în cetate că venirea Lui e foarte aproape. O, de ne-ar da Domnul minte sănătoasă și de ne-ar da Domnul învățătură sănătoasă să fie prioritar Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și acestea ni le dă Dumnezeu pe deasupra. Nu au rămas dator Dumnezeu niciodată la nimeni. N-a să-ți datoreze niție. Ni dă bucată de pâine, ni dă sănătate, ni dă pace, ni dă aer, apă. La noi o săcat fântânile, Dumnezeu da ploaie și o uită apa în fântâni. Nu ni rămâne Dumnezeu dator. Dar noi căutăm mai întâi împărăția. Face asta parte din învățătura sănătoasă, din mintea sănătoasă, Domnul să ne-o dea. Eu am încercat să gândesc, și odată am avut o rugăciune ciudată. Așa am fost călăuză de Domnul. Doamne, fă să mai cânte cocoșul pentru unii din noi. Că unii cu minte sănătoasă au adormit. Nu mai au râmnă, nu mai au drag de adunare, drag de Scriptură, nu mai vin la repetiție, trăiesc un stil de viață lumesc. Și atunci vine Domnul și cântă cocoșul. Și cocoșul cântă la unul pentru o boală, la unul pentru un faliment, la unul pentru un eveniment, la unul pentru o predică, la unii cântă pentru o prorocie, că Petru la un moment dat s-o lepăda cu blestem, nu-l cunosc pe omul ăsta. Și-o cânta cocoșul. Și când o cânta cocoșul, Petru și-o adus aminte, o ieșit afară și o plâns cu amar. Frații mei, e vremea câteodată pentru faptele noastre și pentru trăirea noastră să plângem cu amar. Spunea Ioel, dar chiar acum veniți către Domnul cu plâns, cu boce, cu post, cu rugăciune. Și cine știe dacă Dumnezeu nu se va îndura? Trăim vremurile din urmă, cum ni s-a spus. Eu închei predica și mă duc. Nu m-ați văzut, nici nu știu dacă mai vă vedeți. Domnul știe asta. Dar ne rugăm Domnul în seara asta să ne dea o minte sănătoasă. Și în mintea asta sănătoasă să aibă o învățătură sănătoasă. Doamne ajută-ne!